Nu vrem să avem de-a face cu riduri, tocmai de aceea vorbim cu doamna doctor Dana Bratu. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am regăsit din cabinet. Astăzi vreau să prevenim apariția ridurilor. Mereu vorbim de tratament. Ce facem când apar ridurile? Ei bine ar fi, așa spune totdeauna medicul, că e mai bine să previi decât să tratezi. Și vreau să începem de la vârste fragede, să evităm apariția acelor riduri fine care apar la coada ochilor. Fine vara, o să ne încruntăm mai tare. Soarele este periculos, atât pentru piele, dar și pentru frumusețea noastră. Așa încât, eu nu recomand să evităm soarele, dar recomand protecția solară întotdeauna, pentru că soarele într-adevăr degradează pielea, și mici tratamente de ajustare, de îmbunătățire a ridurilor. Ce facem cu acest creion? Cu acest creion o să desenăm pe chipul pacientei noastre zonele unde vom injecta o substanță numită toxină botulinică. La acest nivel, botoxul ne ajută să prevenim apariția ridurilor prin faptul că nu o să mai permită mușchiului să se contracte așa tare. Că atunci când bate soarele pe față și nu avem ochelari de soare, tendința noastră e să ne încruntăm sau spunem noi să mai mijim ochii, da? Să facem ochii micuți. În momentul în care o să avem botox, sprânceana o să stea mai deschisă, privirea va fi mai luminoasă și nu mai apar aceste riduri laterale din laba gâștii. După câțiva ani totuși în care nu am folosit aceste trucuri, să zicem, ridurile s-au format deja. Ce soluții sunt pentru ele? În condițiile în care ridurile deja s-au format, abordăm multiplu această procedură, pentru că vom face întâi tratament cu toxină botulinică încât să nu mai avem mobilitate, iar apoi vom face tratamente de hidratare. Vom injecta cocktailuri cu vitamine, acid hialuronic, minerale, pentru a îmbunătăți și calitatea pielii. Avem și proceduri laser pe care le vom face, în special în sezonul rece, pentru că acum, fiind cald, evităm să facem tratamente fotosensibilizante. Însă multe persoane fug de botox de teama, citez, că îngheață trăsăturile. Mai face botoxul la acest lucru sau pur și simplu ține și de mâna medicului? Din fericire, lucrurile au evoluat foarte mult. În 2023 facem botox preventiv, adică îl facem undeva între 20 și 30 de ani ca să nu apară ridurile. Dacă totuși au apărut, vreau să știți că putem face toxina botulinică așa de finuță încât să nu se vadă că ne-am făcut ceva. Ba chiar botoxul, dacă e făcut cum trebuie, poate să deschidă privirea, să ne ridice codița sprâncenei, să ne dea acel efect de cat eye, că toată lumea își dorește să aibă ochiul mai alungit, mai feminin. Și putem să facem asta din botox. Mai există o teamă că ar putea să de sprânceană. Teama este foarte adevărată, de asta trebuie să lăsăm mobilitate la frunte. Când injectăm toxina botulinică, noi practic blocăm mușchiul frontal, cel care ne ridică sprâncenele. Și dacă îl blocăm de tot, senzația va fi că suntem și mai triste, mai aspre. Dacă lăsăm puțină mobilitate, ochiul se va deschide, în niciun caz nu va cădea. Există prevenție și pe parte de obiceiuri, să zicem, ce putem face noi înainte să ajungem în cabinetul esteticianului? 100%. Și mai ales dacă vorbim de ridurile de la ochi, eu întotdeauna recomand protecția solară, care trebuie aplicată inclusiv pe ploape, că noi uităm să o punem acolo. Folosim mijloace mecanice, hai să purtăm pălării, șepci, ochelari de soare, pentru a preveni ca radiațiile ultraviolete să cadă pe zona ochilor. Cât de mult contează ce tip de cremă folosim în zona ochilor, pentru că de obicei și din rațiuni economice, dar și pentru că suntem pe fugă, punem aceeași cremă pe care o aplicăm pe toată fața. Este așa de rău că folosim în zona ochilor crema de față, atât timp cât nu conține activ foarte puternici. Mă refer aici la retinol, acizi alfa sau beta-hidroxilici. Vreau să știți că o cremă hidratantă de față funcționează și pentru ochi la fel de bine. Și care e condiția? Să o aplicăm. Regularitatea este baza. Mulțumim tare mult!